Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor! Spunea Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, recent: curăcirea vremii de ieri pe azi este de aștepta să avem avarii. Este o declarație pe care o făcea pentru televiziunea publică. Premierul României, Nicolae Ciucă, propunea PNL București ca până la sfârșitul lunii ianuarie organizația să gândească un plan în 10 puncte pe care să-l dea primarului general, cu termene precise de implementare, în prima jumătate a anului viitor. Și în funcție de realizări, spunea prim-ministrul, vom decide în ce măsură vom dori sau nu să-l mai sprijinim în Consiliul General. Discutăm despre subiecte pentru că în studioul Europa FM este primarul general al Capitalei, domnul Nicu Șordan. Domnule primar, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să vorbim despre avarii, câte avem, la ce să ne așteptăm în perioada următoare. Firește, vrem să știm și care sunt zonele cu cele mai multe probleme. Aș începe însă discuția cu aceste teme pe care îndemna, nu, prim-ministrul PNL București să vi le trimită. În ce măsură veți fi sprijinit pentru un nou mandat va depinde de modul în care veți implementa aceste, un plan în 10 puncte, spunea premierul. Care e situația? Ați primit până acum de la premier sau de la PNL București ar trebui să vă vină aceste temene cu termen de implementare, spunea, în prima jumătate a anului viitor. Păi mai e un pic. Ați primit? Bun, sunt mai multe lucruri de spus pe chestiunea asta. În primul rând că există la nivelul Bucureștiului, există o coaliție PNL-USR-PMP care funcționează încă imediat de după alegeri. PMP s-a alăturat după alegeri cu PNL și USR. Am avut un parteneriat cu care am candidat împreună cu primar de sector, candidați la primările de sector, și această coaliție funcționează. Azi am avut o discuție pregătitoare, poi mâine, miercuri, vom avea o ședință de Consiliu General de Urgență pentru acel împrumut pentru termie, joi vom avea o altă ședință de Consiliu General. Lucrurile funcționează cu tot ceea ce înseamnă caracteristicile umane dintr-o coaliție. Da. Pe această chestiune cu temele. Aceste teme, desigur că este o... În primul rând, pentru moment, este o discuție în interiorul PNL-ului, între PNL Central și PNL București. În ceea ce privește discuția mea cu PNL București, există, cum am spus chiar azi, am avut o ședință, da. Și nu le-ați primit încă? Nu am primit teme până în momentul ăsta. Bineînțeles că putem... Repete, cu asta, cu temele, e o discuție în interiorul PNL-ului și dumnealor, sigur că pot să vină cu orice fel de sugestie, proiect pentru București, cum au și venit cu proiecte de hotărâre de Consiliu care au devenit hotărâre de Consiliu General. Pe de altă parte, avem împreună un proiect cu care am candidat și față de care vom fi evaluați. Da, înțeleg că veți fi evaluat în funcție de acest plan în 10 puncte, sau cel puțin așa transmitea premierul, și nu în legătură cu ceea ce ați făcut până acum. Este o, evident, aprecierea unui terț față de activitatea mea este libertatea fiecăruia, desigur, da. Nu vreau să... Deocamdată nu am avut această discuție, dar evident că fiind într-o coaliție, putem fiecare dintre noi să ne evaluăm unii pe ceilalți. Din interior primiți semnale că PNL își dorește să meargă mai departe cu dumneavoastră, să vă susțină pe mai departe, sau tocmai de asta a aruncat premierul planul cu 10 puncte ca să nu vă iasă și să nu vă susțină mai departe PNL? Bun, sunt două planuri aici. Este planul administrativ, este planul politic. Pe mine mă interesează foarte tare planul administrativ, pentru că am primit un mandat, sunt oameni care și-au pus speranțe în rezolvarea diverselor probleme pe care le au, probleme structurale de zeci de ani pe care Bucureștiul le are, și vreau să mă concentrez pe asta. Și pe partea asta administrativă, vreau să spun că funcționează. Pe partea politică, evident că partidele, oamenii politici sunt într-o permanentă campanie electorală, e modalitatea de a comunica, cum se spune, politica e despre percepții. Mă concentrez mult mai puțin la
latura asta, la jocul acesta de comunicare și o să avem timp în campania electorală de la jumătatea anului viitor să tot vorbim, să ne evaluăm. Să... Și nici nu știți deocamdată pe ce domeniu ar fi acele 10 puncte și în ce măsură le-ați putea implementa în prima jumătate a anului viitor. Desigur că orice discuție pe proiecte pentru București este binevenită. De la USR, semnalele sunt unele pozitive sau așa și așa? Bun, din nou, în ceea ce privește partea administrativă și modul în care colaborăm pentru București, lucrurile sunt foarte foarte limpezi, clare, cu atât mai mult cu cât avem viceprimarii de la PNL și de la USR care au fiecare competențele lor. Nu am avut toată lumea face sondaje, se pregăte ceea ce e absolut firesc pentru partide politice, oameni politici, fac sondaje, își fac strategii pentru toate alegerile care vor fi în 2024, lucruri foarte, foarte firești, dar pentru moment ele n-au interferat cu activitatea noastră administrativă. Ne uitam pe sondajul acesta potrivit news.ro, un sondaj comandat de PNL. Fostul primar al capitalei, Gabriela Firea, cu 34% intenție de vot, dumneavoastră 17%, o diferență mare. Cum priviți cifrele acestea și, având în vedere că e comandat de PNL, în ce măsură credeți că PNL acum stă așa, se uită pe planul cu 10 puncte, se gândește să vă dea greu la examen și se uită și pe sondajul acesta, pe rezultatele lui și poate se gândesc că nu ar mai merge pe mâna dumneavoastră? Acum, dacă vorbim strict electoral, dacă vorbim de persoana mea în această ecuație electorală, poziția e mult mai bună decât acum 2 ani și jumătate când au fost alegerile, pentru că acei 17% sunt 17%, 18% în alte sondaje, sunt pe persoană fizică, adică sunt intenție de vot în condițiile în care PNL are propriul candidat și USR are propriul candidat. Da? Pentru că e foarte, foarte probabil să, și e foarte mult pentru o persoană fizică, în opinia mea. Pentru că e foarte, foarte probabil că o să fim în 2024 în ipoteza alegerilor într-un singur tur. Eu cred că este are șanse mari scenariul din 2020 în care să fie o presiune publică a publicului de dreapta pentru un candidat comun pentru a nu aduce PSD-ul la guvernarea locală în București. Atunci a fost o presiune a publicului de dreapta și un răspuns foarte bun al partidelor de dreapta care au făcut-o după lungi ședințe de negociere, dar au răspuns la ce voia electoratul și au venit cu o coaliție. Deci eu sunt optimist că pentru un public de dreapta majoritar, partidele de dreapta vor avea soluția adecvată în 2024. Credeți că sunteți candidatul dreptei? Eu cred că mai e până acolo, dar eu cred că există acest... când ești om politic, trebuie să răspunzi așteptărilor celor persoanelor care te duci să le ceri votul. Și eu cred că dacă vom fi în acea situație în care publicul de dreapta va spune găsiți o soluție ca să nu readuceți PSD-ul în București, eu cred că va exista înțelepciunea pentru un candidat comun. Spunea premierul, să-i spunem limpede actualului primar ce așteptăm de la el într-un interval de timp rezonabil pentru a vedea cum mai putem coopera cu el. Acum, sincer, de ce credeți că în această eventualitate, de ce credeți că n-ar mai coopera cu dumneavoastră PNL? Care e principalul reproș? Păi asta, trebuie să-i întrebați pe domniile lor. Ați primit semnale? Vi s-a reproșat ceva până acum? Așa cum am spus, la nivel administrativ, de ceea ce înseamnă conducerea efectivă a lucrurilor în primărie, în Consiliul General, nu există tipul acesta de discuții. Din partea cealaltă, de la USR? De asemenea. Cu USR-ul a fost... A existat o tensiune în primul an, până la momentul în care am delegat atribuțiile, adică
Atribuțiile erau delegate, dar nu era dreptul de semnătură și asta a fost tensiunea pe care am avut-o cu USR, dar e de mult depășită aceasta. De Gabriela Firea vă e teamă? 34% intenție de vot față de 17% dumneavoastră. Cum am spus, în 2020 sondajele spuneau la fel. Mie îmi dădeau pe persoană fizică 6-7% și la fel. Candidaților partidelor diverse procente, suntem cumva la fel cum eram în 2020. De Gabriela Firea pot să spun că a fost un primar dezastruos, adică dezastruos. Și totuși oamenii vor să o voteze din nou. Da, pentru că este un mediu informațional cu publicuri captive pe diferite structuri media. Asta este contextul în care am fost și în 2020. De asta eu sunt optimist. Pe ce înseamnă și merită să aducem aminte. A dus primăria în faliment, a dus Radetul în faliment. A fost ieri un important meci de handbal, a dus echipa asta de handbal în faliment. Adică că am avut conturi blocate 7-8 luni, nu mai vrea niciun investitor să lucreze cu primăria, nu mai vrea în 2020, n-a mai vrut nicio bancă să împrumute primăria când trebuia să rostogolească niște împrumuturi. Deci, eu cred că dacă am avea un mediu informațional corect, omul politic Gabriela Firea n-ar trebui să existe. Spuneați dumneavoastră, abia aștept o discuție cu conducerea PNL. Vreau să discutăm foarte serios ce facem cu orașul ăsta. Cum e, domnule primar? Ce vedeți din interior? Care era cuvântul ce definea Bucureștiul înainte să deveniți primar? Și care e cuvântul pe care îl vedeți în fiecare dimineață când intrați în primăria capitalei, în fiecare dimineață când ieșiți în oraș și îl vedeți? Ce definește Bucureștiul? Bun, acum legat de prima parte a întrebării, există și nu vorbesc aici de diversi ocupanți ai acestor poziții, există cumva o neînțelegere a Bucureștiului de către aparatul central de guvern. În sensul că de vreo 20 de ani raportul de finanțare între primăria municipiului București și primăriile de sector este dezechilibrat. Adică în momentul de față, bine, bugetele au evoluat cu inflația, bineînțeles, în momentul de față Bucureștiul are cam un buget cam de 12 miliarde de lei, din care primăria generală are 5 miliarde și primăriile de sector 7 miliarde. Taxele și impozitele locale se duc la primăriile de sector. Și din cele 5 miliarde pe care primăria capitalei le are, 3 miliarde se duc pe subvenția la termie și subvenția la transportul public. Deci raportul real e 2 miliarde la 7 miliarde în condițiile în care atribuțiile pe care primăria capitalei le are sunt mult mai mari și, perspectivele de dezvoltare pe care ar trebui primăria capitalei să le materializeze ar fi mult mai mari, tot ce înseamnă mare infrastructură, linie de tramvai, pasaje, poduri. Asta e o neînțelegere care persistă, pe care, din păcate, nu am reușit să o schimb, deși am făcut nenumărate adrese în sensul ăsta. Acum, legat de administrația Bucureștiului înainte și ce am reușit noi să facem, în primul rând, pare minor, dar nu este deloc așa, perspectiva asupra dezvoltării urbane, asupra urbanismului. Orașul ăsta s-a sufocat pentru că s-a construit în neștire, fără nicio normă și încălcându-se chiar acel regulament pe care dădea o coerență orașului și care a fost votat în 2000, Planul Urbanistic General. Și ăsta e un lucru pe care, cu ajutorul Consiliului General și după aceea cu ajutorul instanței, sau în fine, cu judecata corectă a instanței, am reușit să-l oprim. Și să ducem cumva discuția urbanistică pe un făgaș corect. După aceea,
ce a lipsit Bucureștiului și din cauza acestei subfinanțări și a mandatelor scurte care obligau primarii să aibă realizări punctuale cât mai multe, a lipsit o viziune de ansamblu, pentru că dacă vorbim de o problemă mare, cum e problema traficului, nu poți să o rezolvi punând azi un semafor aici, peste 2 ani un pod aici, fără să vezi dimensiunea de ansamblu. Și din păcate nu s-a văzut dimensiunea de ansamblu. Și de asta ce am încercat să facem a fost să ne ducem la rădăcină, la fundament și să plecăm cu studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, achiziții publice, să ne ducem către acele soluții soluții mari care se rezolvă problema mare. Când se va simți că în oraș se circulă mai bine? Păi, tocmai am atribuit achiziția, deci mai întâi am făcut, să luăm semaforizarea, da. Mai întâi am făcut prefezabilitatea, ce a fost asta? Să ne ducem în fiecare din cele 800 de intersecții cu semafoare, să vedem exact ce se întâmplă acolo. După aceea, în baza acestui studiu, să facem studiu de fezabilitate, adică tema și după aceea achiziția pentru studiu de fezabilitate. Aici suntem. După care, echipa care a câștigat această licitație va face tema de proiect și o să avem linie verde pe principalele ieșiri din București. După aceea o să avem conectarea celor 250 de intersecții care sunt teoretic conectate cu serverul central, real conectate și decizie în timp real. Asta o să vedem în aceste două etape, o să le vedem în 2023 și asta o să ajute. După care ați văzut 100 de tramvaie, suntem în au început să circule primele 15. Am terminat achiziția 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze, asta pentru a încuraja oamenii să folosească transportul public. Suntem în procedură de achiziție, o să o terminăm la jumătatea lui februarie, pentru 50 de kilometri linie de tramvai modernizată, cum este, de exemplu, Calea Călărașilor sau Mihalache, unde tramvaiul abia se târâie, după cum știm, și are sunt nenumărate incidente. Și asta durează, adică o să atribuim probabil prin aprilie-mai, o să mai fie o proiectare până în toamnă și abia în toamnă o să începem să lucrăm la astea. Din păcate, tot ce înseamnă mare infrastructură durează. Spuneți că, nu știu, în cât timp credeți că am putea declara, dom'le, se circulă bine în București? Un an, doi, trei? O să vedem, din semaforizare o să vedem progrese. Adică de la anul. De la anul o să vedem progrese, o să vedem deja, dar nu știu dacă ni se datorează sau e pur și simplu criza economică, faptul că oamenii, și avem cifre pe subiectul ăsta, utilizarea transportului public e mai mare, adică... Nu mai circulă oamenii atât de mult cu mașina. E un plus de... pe ce înseamnă vânzări de bilete, abonamente, plus cam de 20% față de luna precedentă a anului trecut. Nu știu dacă vă înțeleg oamenii. Atunci când le spuneți, nu pot să fac de azi pe mâine, nu pot schimba Bucureștiul de azi pe mâine. Primiți semnale, nu știu, la primărie, de exemplu, mesajele pe care le primiți. Vă spun bucureștenii că vă mișcați încet sau prea încet pentru că și-ar dori ei. Da, să știți că eu merg des pe stradă, mă duc în piață, interacționez cu oamenii și sunt, o parte dintre ei înțeleg că în sfârșit am început să facem niște lucruri, adică cumva e o diferență între a face niște lucruri de fațadă, din care să iasă niște știri și să... cumva să dăm o aparență că muncim și să ne apucăm de lucrurile serioase care țin de probleme serioase pe care orașul le are. Și sunt mulți oameni care înțeleg că asta cere timp și că e bine să, în loc să facem iepuraș, paranghelii și alte lucruri, să ne ocupăm de aceste lucruri importante. Și asta
motivează. Da. Apropo de asta, credeți că comunica mai bine Gabriela Firea, având în spate experiența de om de televiziune, era mai ușor să apară în fața oamenilor, să le spună ce face, ajungea mai ușor mesajul Gabrielei Firea la bucureșteni, apropo de acest 34% intenție de vot din sondajul PNL? Eu n-am văzut-o pe stradă, adică, după cum știți, venea cu mașina poliției locale, se deschideau intersecții din voluntari, ajungea în primărie, se închidea, erau doi polițiști la local, la propriu vorbesc, la intrarea în secretariat. Nu ieșea în conferințe de presă la care să primească întrebări, adică bineînțeles că cunoaștem cu toții care este mediul informațional, care sunt principalii actori în presă, are sprijinul unui partid, partidul ăsta e contat în sondaje cam la procentul pe care domnia sa îl are. Așteptăm campanie electorală, desigur. Piața Victoriei la Europa FM. Primarul general al Capitalei, domnul Nicușor Dan, este în studioul Europa FM, în Piața Victoriei. Aș merge pe cuvântul acela care definește Bucureștiul în prezent. Și cum credeți că ar arăta Bucureștiul, sau ce cuvânt ar defini Bucureștiul pe final de mandat? Cum e acum? Haotic? Murdar? Aglomerat? Bucureștiul are multe probleme mari nerezolvate, pe care începem să le rezolvăm. Și pe o parte dintre ele se văd rezultate, chiar dacă mici, cum este termoficare. Deci termoficare, avem niște indici foarte clare. Câtă căldură, câtă apă caldă pierdem în sistem. Și după 10 ani în care s-a pierdut tot mai mult de la an la an, și avem cifre 23%, 25%, 27%, până la 37%, vedem că începem să pierdem mai puțin, pentru că facem exact acele lucrări care sunt necesare. Pe ceea ce înseamnă trafic, nu se vede, ca să fim foarte realiști, da? Pentru că suntem în fazele în care am făcut studii de prefezabilitate, ce putem să vedem pe trafic, am găsit un oraș în care practic nu mai exista marcaj rutier și pe care undeva acum suntem la 40% din ce înseamnă marcaje rutiere. Un oraș în care nu s-au investit în semafoare și noi am reușit încă mult prea puțin, 10 milioane 2021, 25 de milioane 2022, nu se simt lucrurile astea, da. Și pe final de mandat, cum ar fi? Cum ar arăta Bucureștiul? Ce le-ați garanta bucureștenilor care vă ascultă acum? Păi pe aceste două două chestiuni care sunt cele mai importante pentru București, trafic și termoficare, lucrurile vor fi puțin mai bine după ce au fost mult timp mult mai rău, și marile lucrări vor fi deja toate începute. Cum facem cu termoficarea și avarii? Care e stadiul lucrărilor în prezent? Sunt zone în care la o săptămână, două, se mai oprește și apa caldă și căldura firește undeva la 3, 4, 5 zile, chiar 6 zile. Unde sunt cele mai mari probleme la ora actuală? Sunt probleme pe care, sunt locuri pe care bucureștenii le știu. Una este de două tipuri de probleme. Una că sunt acele zone în care starea rețelei e mai proastă decât în alte locuri, cum este Tineretului sau cum este Bulevardul Timișoara. Și sunt celelalte zone, cum este Pantelimon, Colentina Aviației, care sunt capete de rețea și unde din cauza presiunii nu ajunge suficient agent termic. Cam asta este harta. Atribuit acolo unde am văzut că nu merge cu companiile municipale, nu merge să mergem, să facem lucrările în ritmul în care trebuie, am atribuit deja, și anul ăsta am lucrat prima oară cu companii private pe mai multe segmente. Iarna asta prima oară lucrăm iarna,
pe acele așa numite racorduri unde se pot pune conducte provizorii. Și am atribuit deja și acum se face proiectare și din primăvară vom intra în acei 200 de kilometri conductă principală cu fonduri europene, 210, și prima oară din iarna asta o să avem în zona de est, în Titan mai precis, o să avem o nouă centrală provizorie pentru 3 ani. Deci noi aveam două centrale în vest, două în sud și două în est-nord-est. Cele două au fost desființate și asta a dezechilibrat cu totul sistemul și acum reușim să punem una provizorie în est și probabil că până în iarna viitoare o să mai avem una sau două astfel de centrale provizorii ca să echilibrăm sistemul. Și în plus, în sfârșit, 2021-2022, primăria a plătit cu eforturi toată subvenția, astfel încât să dăm o stabilitate pentru sistemul primărie, termoenergetica, Elcen, RomGaz. Lumea știe că suntem oameni serioși și în felul ăsta vin firmele la licitațiile pe care noi le organizăm, vin oameni să se angajeze la termoenergetica. Asta este, mersul obligatoriu al lucrurilor, să recăpătăm încredere. S-a schimbat vremea de la o zi la alta, când 9-10 grade, când 0, minus 1, minus 2 grade, va fi din ce în ce mai frig în perioada următoare. Cum o să fie? Final de decembrie, ianuarie, februarie, cavarii, o să avem cu siguranță. Noi am avut cea mai proastă iarnă din punctul de vedere al funcționării sistemului. Cea mai proastă iarnă a fost 2020. Când vă aduc aminte, a fost o avarie majoră înainte de Crăciun și au fost... 1500-2000 de blocuri fără apă caldă vreo 2-3 săptămâni înainte de Crăciun. 2021, iarna 2021 a fost ceva mai bună decât iarna lui 2020 ca sistem. Iarna asta 2022 o să fie ceva mai bună decât cea din 2021. O să avem avarii pentru că rețeaua este proastă, da? Sunt conducte de 40, 50, 60 de ani și o să crape. Avem echipe de răspuns la avarii, avariile însă durează, pentru că sunt proceduri tehnice și imediat ce se sudează, se înlocuiește bucata respectivă, tocmai pentru că tot ce este lângă este șubred, până când crește presiunea și ajunge să fie mulțumitoare pentru a nu plezni din nou, trebuie să fie făcut procesul salent, durează până când oamenilor le revine. Câte zile cel mult în perioada următoare nu o să aibă, acolo unde apare o avarie, nu o să aibă oamenii căldură și apă caldă? Cu o medie de 3 zile, cu tot procesul ăsta, adică golit, așteptat să răcească, sudat și creșterea progresivă a presiunii, când sunt avarii mari. Da, cum avem acum în Tineretului și în Brâncoveanu. Cum am avut săptămâna trecută și sunt remediate și în curs de creștere a presiunii. Când înlocuim toate conductele astea vechi? Când terminăm? Bun, pentru moment avem bani pentru cam 250 de kilometri și care știm că sunt cei mai fragili. În momentul în care o să avem pe acești 250 plus cei 150 aproximativ care au fost deja înlocuiți în ultimii ani, starea sistemului o să fie mult mai bună. Important este și că odată cu împrumutul ăsta pe care l-am luat, pe care o să-l finalizăm zilele astea, în sfârșit, situația financiară a sistemului este stabilă. Adică o să putem aplica și Primăria Capitalei prin compania ei și Elcenul, compania Ministerului Energiei, o să putem aplica la fonduri europene pentru modernizarea și a rețelei și a unităților de producție, care și ele au zeci de ani. Fonduri europene pe care le-am putea obține când? Fondurile europene sunt disponibile la Ministerul Energiei. Ce a lipsit până acum a fost starea de insolvență a Elcen, care datează de 2018, și falimentul Radetului și starea incertă a termoenergeticii din ultimii ani. Acum această situație financiară s-a stabilizat în sfârșit.
Le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi dacă doresc. În studioul Europa FM este primarul general al capitalei Nicu Șordan. Așadar, dacă aveți întrebări, așteptăm telefonul vostru. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct în Piața Victoriei. 0372069599. Acum, gândindu-ne la oamenii care, domnule primar, poate de 3 zile, de 4 zile, n-au căldură, n-au apă caldă. Ce le-ați spune? Că e greu să stai în frig? E greu să nu te poți spăla liniștit în cadă cu apă caldă? Oamenii ăștia s-ar putea să se afle printre cei care n-o să mai vrea să vă voteze. Poate că nu înțeleg că durează mult. Poate se gândesc că e vorba de altceva. Da, în primul rând, pentru fiecare din aceste cazuri trebuie să înțelegem că este realmente ceva... Adică, cum v-am spus, circul printre oameni, mă întâlnesc la școală, la piață, pe stradă, e foarte neplăcut să n-ai apă caldă sau căldură, fără discuție. Trebuie să înțeleagă că e o problemă pe care o conștientizăm și că în sfârșit facem acele lucruri pe care trebuie să le facem pentru ca problemele astea să se rezolve. Haideți să vorbim și cu ascultătorii Europa FM, pentru că sunt foarte mulți bucureșteni care sună în aceste momente. Da, vă ascultăm, bună seara! Sunteți în direct. Alo, bună, bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm! Ciprian Fulgescu la telefon. Vă rog! Sunt în blocaj în trafic pe prelungirea Ghencea. Și vreau să-l întrebați pe domnul primar de ce, sau cum va rezolva problema. De ce? Când se rezolvă? Cât mai stau blocat în trafic pe prelungirea Ghencea? Da. În primul rând că am terminat expropierile acolo. Așa. Sunt 4 tronsoane, din care cel de-al doilea este aproape terminat, între Brașov și Râul Doamnei. Au început lucrările între stadion și strada Brașov, iar pe celelalte 2 tronsoane până în periferie o să scoatem în achiziție publică. Deci lucrările acolo vor începe undeva în 6 luni din momentul ăsta. Deci mai are de așteptat, Ciprian. La sfârșitul mandatului dumneavoastră, care va fi stadiul șantierului? Cât va fi executat, pe ce porțiuni și ce va mai rămâne de făcut după încheierea mandatului dumneavoastră? Mulțumim tare mult, Ciprian, pentru întrebări. Între stadionul Ghencea și Râul Doamnei va fi finalizat. Iar pentru segmentul de la Râul Doamnei către periferie nu pot să estimez în momentul ăsta, pentru că depinde de o achiziție publică, nu o controlează exclusiv autoritatea, ci este un proces care depinde de eventuale contestații. Mergem în direct cu un alt ascultător Europa FM. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bogdan Zelega este numele meu și aș dori și eu să-l întreb pe domnul primar dacă în acest mandat își va stabili un program de audiențe, dumnealui fiind singurul primar, cred, din România, care nu are stabilit un program de audiențe. Și de fiecare dată când încerci să ajungi să discuți o problemă cu dumnealui, este spre imposibil. De 3 ani de zile mă chinui să iau legătura. Mulțumim, Bogdan. În primărie, capitalii dau audiențe viceprimari, dau audiențe directorii și dau audiențe și consilierii primarului. Și cred că ăsta e un mod eficient pentru problemele structurale pe care orașul le are. Adică eu cred că e eficient ca primarul să se concentreze pe acele probleme mari, iar problemele care sunt de natură, fie personală, fie ale unui grup de cetățeni, să fie rezolvate de directori și de consilieri. Fiecare act care vine la mine, și sunt între 50 și 200 în fiecare zi, reprezintă o problemă pe care bucureștenii o au. Spuneți că n-ați putea, nu v-ar permite timpul. Da, eu cred că n-ar fi eficient, da. Deci mi-aș dori, desigur. Da. Poate schimbați ceva. Să primiți oamenii în audiență. Da, sigur. Nu sunt închise. Cum v-am spus, merg pe stradă, mă opresc cu oamenii, îmi spun de probleme, merg la piață, mă duc la școală. Aud problemele oamenilor, discut, uneori mi le notez
pun în legătură pe oameni cu persoana competentă din primărie să o rezolve, dar sunt așa de multe probleme care necesită prezența primarului că nu cred că e eficient să ia problemă punctuală cu problemă punctuală. Mergem la un alt ascultător, Europa FM, vă salutăm, bună seara! Bună seara, Mihai Stăulescu este numele meu, îmi cer scuze pentru deranj. Vă ascultăm, nu e un deranj. Foarte, foarte scurt. Există în momentul acesta un proiect extraordinar de important pentru București, se numește Virtuții A1. Acest Virtuții A1 momentan este oprit la pasajul Virtuții, chiar în intersecția străzii Virtuții cu Splaiul Independenței. Acest proiect este blocat de 2 ani de zile, dar blocat, îmi spun blocat, nu s-a mai discutat de absolut nimic, și acest proiect ar putea descongestiona absolut tot ce înseamnă Bulevardul Iuliu Maniu, Timișoara și tot ceea ce este pe lângă acest zonă. Vă interesează să știți ce se va întâmpla cu el? De ce nu se continuă? De ce a fost blocat? Și cât mai ține acest blocaj absolut incredibil din punctul meu de vedere? Mulțumim tare mult, Mihai! Da. E un proiect pe care nu-l susțin. El este extrem de scump, irealizabil, pentru că pe culoarul de expropiere s-au construit. Nu trebuia, dar s-a construit. El mai are două mari defecte. Unul că trece, așa cum este proiectul făcut, trece la 20 de metri de bazinul de apă potabilă de la Roșu, care nu poate să fie acoperit. Și vă dați seama ce înseamnă să treci în mare viteză pe lângă bazinul de apă potabilă din care bucureștenii se alimentează cu apă, și mai are defectul că se prelungește pe Splaiul Independenței, care Dâmbovița este o uriașă oportunitate pentru a fi redată Bucureștiului. Adică Dâmbovița trebuie să fie, așa cum este în orice oraș mare european, Dâmbovița trebuie să fie un loc de promenadă, un loc, o zonă, în special zona asemănătoare a Grozăvești, o zonă academică. Și ce se va întâmpla cu proiectul? În schimb, da. În schimb, avem împreună cu Consiliul Județean Ilfov acest proiect și cu Ministerul Transporturilor, acest proiect pentru 10 radiale care să unească cartiere din București, bulevard din București cu autostrada de centură, și pentru zona respectivă există două astfel de prelungiri. Una este prelungirea bulevardului Timișoara până în autostrada de centură și altul este prelungirea căii Giulești până în autostrada de centură. Una este în est și una este în nord și una este în sud de Iuliu Maniu și de acest proiect de bulevard Virtuții, și ele vor lua presiunea de pe Iuliu Maniu și au marele avantaj că se construiesc în câmp, sunt mult mai ieftine și nu necesită expropiere. Și care vor fi gata când? Pentru moment suntem la faza de studiu de fezabilitate, e o chestiune de 2-3 ani până la realizarea lor efectivă și au și finanțare europeană. Încă un telefon din partea ascultătorilor Europa FM. Bună seara! Bună seara, dacă ne auziți, vă ascultăm! Bună seara! Perfect! Numele meu este Diana, sunt din București, trăiesc aici de 47 de ani. Îl salut pe domnul primar și se vede clar că dumnealui cunoaște toate aspectele legate de această urbe. La un moment dat a spus că apelează la mediul privat și la specialiști, cărora le va da șansa și ocazia să pună umărul la ridicarea calității vieții tuturor bucureștenilor și a celor care au venit din provincie să locuiască aici. Am încercat să aplic la acea poziție și vreau să-l întreb pe dumnealui și pe specialiștii HR din Primăria Capitalei, de ce nu reușesc să dea o șansă și celor care vin din domeniul privat și care au o grămadă de idei bune de pus în aplicație, trebuie doar să le dați o șansă. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, Diana! Da, să știți că sunt surprins de ce aud, pentru că au fost foarte multe concursuri pe care le-am făcut, pe care le-am popularizat în mod repetat pe pagina de Facebook a mea, a primăriei, și la care nu am avut oameni din privat care se înscrie. Deci am avut un concurs pe Direcția de Urbanism din primărie, pe care erau niște poziții vacante. Nu l-am avut, cred că de 3 ori. Mai întâi
și erau 7-8 poziții. Mai întâi am angajat 2, după aceea am angajat 2. Am fi vrut să angajăm din prima 7-8 oameni și n-am reușit. De asemenea, au fost pe direcția de mediu, nu s-au ocupat posturile, au fost pe direcția de ONG-uri, nu s-au ocupat posturile. Deci este o... Nu, și, pentru că a fost o întrebare... legată de o eventuală recrutare prin, da, de, prin agenții de HR, nu putem face asta, nu ne lasă cadrul legislativ. Adică suntem obligați să angajăm printr-un concurs și abia după ce lansăm concursul putem eventual să ne ducem către o firmă de HR care să ne, care să ne găsească candidații potriviți pentru poziția pe care oricum o punem public pe site-ul primăriei. Adică nu putem să ne ducem la firma de HR și spunem adu-mi un om pe poziția asta înainte să lansăm concurs. Ultima întrebare și un răspuns scurt, pentru că nu mai avem timp și le mulțumim tare mult oamenilor care au vrut să intre în direct cu noi. Din păcate nu putem lua toate telefoanele și sunt foarte multe. Domnule primar, de ce v-ar vota bucureștenii încă o dată pe dumneavoastră și de ce n-ar rechema-o pe Gabriela Firea la primăria capitalei? Am dat un răspuns, am dat la un moment dat răspuns la întrebarea asta. Avem un primar care a dus primăria în faliment și unul care a scos. De asta să vă voteze. Este o diferență fundamentală, este abordarea serioasă și sistematică a problemelor pe care Bucureștiul le are. Asta e opinia mea. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM, domnule primar. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Numai bine! Piața Victoriei la Europa FM.